Familiile cu copii sănătoși au fost invitate să participe la o acțiune umanitară care să-l sprijine pe David, un copil din Râmnic în vârstă de 4 ani, să învingă boala. Băiatul a fost diagnosticat în urmă cu 3 ani cu o boală teribilă, amiotrofie spinală musculară, și are nevoie de un tratament care se face doar în Italia. Dansatorii s-au îmbrăcat în portocaliu, culoarea campaniei umanitare, iar Râmnicul a devenit al 4-lea oraș din țară care îmbrățișează în aceea zi și la aceeași oră o cauză umanitară cu localități similare de pe glob. Această valoare morală de a fi bun, de a dărui, de a ajuta. Până anul acesta, 3 orașe au organizat evenimentul, București, Mediaș și Brașov. De anul acesta, evenimentul este prezent în Râmnicu Vâlcea, organizat de Grădinița Principesa Maria și Academia Pastra Tic. Evenimentul este asociat și unui caz umanitar. Pentru tratamente deosebite. În acest sens există o masă, un loc special amenajat, unde este rola Pastra Kids, unde puteți dona orice sumă doriți pentru David. Vă mulțumim pentru participare. Nu uitați să fiți buni, să fiți amabili, să dăruiți, să ajutați. Și ne revedem la anul, în noiembrie 2019, Dance for Kindness. Precum David, sunt sute de copii din județul Vâlcea care au reale probleme de sănătate și ai căror părinți nu își pot permite să susțină financiar cheltuielile legate de internare și de intervențiile medicale.